care, așa cum vedeți, află scrise mesaje de la pacienți cu HIV. Din statisticile anului 2012, 43% din cei infectați au fost heterosexuali și au avut peste 20 de ani. Trebuie să tragem un semnal de alarmă că virusul HIV depistat se poate trata și se poate evita sfârșitul. Mulțumim. Noi ne-am ocupat mai mult de partea de administrație aici, am ajutat cu la director să facem această alee, ne-am mișcat acum repede înainte de iarnă, primăvară va trebui să ascultăm în toată lucrurile. Și sigur că va trebui să avem un alt spital, începând din perioada următoare, cred că 4-5 luni durează perioada de finanțare, perioada de licitații și așa mai departe. Anul viitor, undeva prin septembrie, vreau să ne apucăm de construcția unui nou spital, un spital de categoria 1, pentru că merită. Doamna vice? Da, se lucrează la ce?